Bună seara, dragilor, și bun găsit la Istorii Știri. Ce se mai întâmplă în Ucraina? Păi e de foarte bine pentru ucrainieni și pentru armata lor, cam de rău pentru ruși. Forțele ucrainiene avansează în primul rând în zona Herson, unde au reușit să elibereze câteva localități mai importante și mai mari și alte câteva, posibil câteva zeci mai mici pe o adâncime de 30-40 de kilometri. În acest moment rușii se retrag încercând să organizeze linii de apărare pe malul stâng al Dniprului, dar e foarte posibil să o șteargă și în partea cealaltă. În momentul acesta, frontul de acolo pare să fie în colaps și rușii nu știu ce să facă. Pe de altă parte, în nord, câștigurile sunt mai mici în zona din Luhansk, unde s-au dat lupte în ultima vreme, în apropiere de Liman, dar și acolo e de așteptat în următoarele câteva zile să avem vești. Firește, vă aduc toate aceste informații cu imagini și cu reacții de ultimă oră de la fața locului. Și haideți să începem cu ce mi-a plăcut cel mai tare astăzi, cel mai tare, un video cu babușca, nu știu cum să-i zicem, soldații ucrainieni care intră într-un sat și vin câțiva oameni din sat la ei. Vitaimo vas. Slavă Ucrainei. Danke, danke. Все, все свои удобства. Все было добре. Все, дякую. Я вам. Nu știu ucraineană, dar limbajul acestor două mere primite cadou cred că spune totul despre scena respectivă și despre sentimentele unora dintre cei eliberați. Alții care au colaborat cu rușii fug în momentul ăsta și e vorba în general de oamenii care se află la vârful ierarhiilor din aceste localități, adică primari, șefi de consilii, oameni care au colaborat, erau pregătiți probabil de FSB și au colaborat din primele clipe cu avansul rus. Unii dintre ei o șterg în Rusia. Dar nu despre asta vorbim astăzi, vorbim despre ce se întâmplă pe front, pentru că avansul ucrainienilor e cu adevărat spectaculos în ultimele ore și una dintre imaginile care mi s-au părut absolut, care pun ștampila pe ziua de astăzi, este blindatul ăsta care arde cu Z pe el și soldații ucrainieni în jur. Ce povestesc ei, din ce am înțeles, este că ceea ce vedeți aici este ce a făcut artileria ucraineană. Deci nu ei au distrus aceste blindate, ei au venit după aceea să curețe terenul. Artileria ucraineană le-a distrus cu lovituri de mare precizie de la mare distanță. De altfel, primesc în continuare ajutoare din Statele Unite, în primul rând de acolo, pentru că proiectilele care sunt capabile de așa ceva au nevoie de ghidaj pe ultima fază a traiectoriei și astea sunt proiectile inteligente care sunt făcute în Statele Unite și mai vin încă vreo câteva mii. Acum, e supărare mare în armata rusă și pe alocuri, pentru că rușii luptă în zonele astea de la Herson, luptă, înțeleg, de vreo câteva luni, n-au mai fost schimbați. În mod normal, soldații trebuie și ei trimiși acasă în permisie să-și mai revină. N-au mai fost schimbați de 7 luni. Și unii dintre ei par atât de supărați, încât doi dintre ei, stai să o luăm de la început, încât par în apropiere de revoltă. Spune omul ăsta, doi dintre ei au venit cu noi și apoi al treilea rus, care a fost aruncat la o parte, a alergat pe asfalt desculți și i-am luat. Am mers după aceea prin pădure multă vreme, am găsit un soldat rus cu piciorele rupte. I-am dat ajutor medical și l-am dus la spital. Am fost mobilizați pe data de 19. N-a fost nicio lege, nicio comisie medicală, nu ne-au dat voie să ne luăm lucrurile noastre. Ni s-a dat doar o mitralieră, 4 cartușe și un cuțit. Aici nu mai avem traducere pentru ce spune omul. Da, lumea nu este foarte... Vedeți, oamenii ăștia sunt soldați ruși aici, atenție, nu ucrainieni. Par să povestească necazurile lor. Par obosiți, terminați.
dar în același timp, ce are acest domn pe piept? Păi are secera și ciocanul și steagul Uniunii Sovietice. Ca să fie clar ce încearcă oamenii ăștia să refacă, să ne aducă înapoi pe cap. Mulțumim, dar poate că nu e cazul. Pare o catastrofă și o spun chiar, chiar rușii, reacțiile, primele reacții la ziua de astăzi, care apar în momentul ăsta în, în online, în special pe Twitter, zice unul dintre cei care au interceptat, mă rog, au citit, n-au interceptat pe un canal de Telegram un mesaj de la ruși, nu este doar retragere, ne retragem, nu sunt cuvinte pentru asta, e o fugăreală. Știm cine e vinovat, fiecare dintre ei. N-ai unde să fugi, podul Antonivski a fost total distrus. Apropo, podul acesta care permite trecerea peste Nipru în zona controlată de ruși în, pe partea cu Hersonul a fost iarăși atacat astăzi cu HIMARS-uri. Nu știm dacă a fost distrus complet, cum zic acești oameni, habar n-avem. Hai să mergem mai departe să vedem câteva scene din luptă, pentru că e absolut spectaculos ce se întâmplă acolo din această perspectivă. Și una dintre imaginile pe care le-am văzut astăzi, soldații ucranieni se apropie de un transportor aparent rusesc și abandonat și la un moment dat, o să vedeți, sunt atacați de ruși care i-au văzut dintr-o altă poziție. Tehnica e. Гул техніки, блядь, на співня. Гул техніки співня. Слышишь? Отъезжаем, отходим, парни, отходим. Observați, mașina cu care a venit ucrainienii este un Humvee de producție americană. Și vă spuneam ieri că stilul ăsta de luptă pe care îl folosesc cu unități mici. Давай, заднюю, 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 давай. Și acum e lovitura. Сторону, сторону. A fost atât de puternic zgomotul încât microfonul nu l-a putut înregistra. Vedeți că Humvee-ul a fost lovit și soldații, probabil că asta e procedura, fug din el ca să se adăpostească și eventual să întoarcă focul. Posibil că acel camion să fi fost o momeală pentru ca ei să ajungă acolo să se oprească, să-l inspecteze și să fie loviți. Cel mai probabil au fost loviți cu o lovitură de o grenadă, un lansator de grenade, un AG, cum se spune în armata română. Ce fac ucrainienii bine? Lucrează în echipe foarte mici, foarte mobile, cu Humvee-uri, cu jeep-uri civile, cu un număr mic de oameni, dar care reușesc să să înconjoare, frate, satul și să evite luptele în mod direct în localități, dar să creeze mici zone de interdicție în care rușii nici nu mai pot ieși, nu mai pot fi aprovizionați și la un moment dat trebuie să se predea sau să iasă luptând într-o poziție defavorabilă. Cam asta este strategia pe care au aplicat-o până acum ucrainienii, dar în același timp avansează pe frontul din Herson și cu tancuri. Ok, e un pic cam mult zgomot aici la tancuri. Haideți să le vedem, ne mai vedem încă o dată. Tancurile pe care le vedeți și trupele ucrainiene au avansat astăzi spre orașul Herson, mai bine de 30 de kilometri. Nu sunt foarte clare. În momentul ăsta armata ucrainiană, vă dați seama că nu are informații publice clare despre locurile în care se duc luptele, ca să nu-i ajute pe ruși. Vedeți că sunt schimburi de focuri în timp ce traversează aceste blindate o zonă. Drumul pare minat mai în față și s-a oprit. Cam așa arată luptele în acest moment în zonă. Vedeți că oamenii sunt destul de gros îmbrăcați, au fost câteva zile de ploaie, e în continuare frig. Tot așa continuă ostilitățile în zona respectivă. Dar continuă bine pentru ucrainieni, pentru că forțele rusești sunt subțiate și unul dintre blogării care dau informații de la fața locului de partea rusă, un analist militar rus pe nume Sergei Koliashnikov, spune, le-a povestit astăzi followerilor lui, o să fie o grămadă de vești proaste în viitorul apropiat. Sunt locuri pe front unde 20-30 de oameni sunt instruiți, li se spune să țină, să păstreze frontul de-a lungul unui kilometru.
Deci vă imaginați pe un kilometru, rușii au doar 20-30 de oameni să apere acest front. E aproape imposibil. Ce au reușit ucrainienii pe lângă această strategie cu unități mici și mobile a fost să concentreze un număr destul de mare de oameni, pentru că Ucraina a mobilizat cetățenii în armata ei regulată, care e destul de mare, mai mare în momentul ăsta decât sunt forțele rusești acolo, armata profesionistă a rușilor, încă din vară, încă din primăvară de fapt. Și acum sunt zone în care ucrainienii, într-un mod inteligent și folosind sistemele de transport din spatele frontului, în special liniile ferate, au reușit să-i depășească inclusiv numeric pe ruși, care sunt o țară cu mult mai mare. De-aia și în ultima vreme rușii au mobilizat cu puțin succes până în momentul ăsta. O să vedem puțin mai târziu că deja sunt soldați ruși mobilizați care sunt prizonieri deja la ucrainieni. Au ajuns, ieri seară vă povesteam de Dudchani, o localitate din Ucraina pe care ieri seară o asaltau ucrainienii. Astăzi au trecut de Dudchani, sunt chiar în localitate și casele arată destul de întregi aici. Una dintre informații este că rușii s-au retras din Dudchani la presiunea ucrainilor. N-a mai fost o luptă în localitate sau în jurul ei, a fost pur și simplu o retragere pe poziții mai avantajoase, zic rușii, undeva spre sud, spre un râu care e un afluent al râului Nipru. Sunt în continuare, hai să ne uităm puțin pe hartă și să vedem o analiză pe care am citit-o în ultima oră. Ce se întâmplă în Herson? Cum arată lucrurile aici? Deci ucrainienii au atacat în partea dreaptă a imaginii, cum vedeți, pe malul râului și au reușit să treacă de Dudchani. Visul lor este să ajungă la Nova Hakova și, de asemenea, evident, mai este și aici posibil un atac dinspre nord, astfel încât zona asta ar putea să fie prinsă într-un clește. Rușii, după unele informații, se retrag pe acest râu pe care îl vedeți aici, Inguleț sau Inșuleț, nu mai știu cum se numește, și care ar putea să fie o nouă linie de apărare. Ucrainienii își doresc să ajungă aici la Nova Hakova, pentru că Nova Hakova e o zonă care controlează inclusiv, e un nod militar de transporturi și care înțeleg că ar controla inclusiv aportul de apă către Crimea. Podul de care vă spuneam a fost astăzi din nou atacat, podul Antonovski, lângă Herson, pare să fie în acest moment, informațiile din urmă cu 2 ore, pare să fie de neutilizat pentru vehicule. Barajul de la Nova Hakova, de care vă vorbeam, care conține și un drum rutier, poate să fie folosit de camioane, dar nu de vehicule grele, adică nu se pot retrage cu tancurile, ceea ce vestea bună este că s-ar putea ca ucrainienii să se mai aleagă cu niște tancuri din povestea asta. Și apropo, dacă vi se par interesante poveștile mele, nu uitați, când aveți timp, să le plătiți cu un share. Dacă istoriștirile au vreun sens pentru voi și vă aduc ceva în viața voastră, nu uitați să plătiți efortul meu cu un share. Vă mulțumesc tare. Când aveți timp, nu e nicio grabă. Acum, retragere, televiziunea rusă, evident că e un pic cam pe doliu așa în seara asta și în ultimele seri. Și unul dintre cetățenii de acolo, corespondentul la fața locului, de acolo. N-am traducere aici, dar cineva a făcut un rezumat. Zice că inamicii noștri, adică inamicii Rusiei, ar trebui să se teamă de tehnica noastră tactică pe care o avem. Atunci când ne retragem, de fapt înseamnă că avansăm. What? Stai, cum? Deci, atunci când ne retragem, suntem foarte deștepți. Noi, de fapt, avansăm. Așa. Țineți-o tot așa în avansul de astea, vă rog, e frumos. Bun. Mai departe, câteva lucruri apropo de Rusia. Un număr enorm de ruși ar fi plecat după o numărătoare nouă care a ieșit astăzi. O numărătoare care a apărut în Forbes Russia, care spune că 700.000 de ruși ar fi plecat din țară de la începutul mobilizării. Asta se compară cu 200.000 de ruși care astăzi au fost declarați mobilizați de către Ministerul Apărării din Rusia. Atât a zis Shoigu că a reușit să mobilizeze din 300.000 cât își doreau. Deci de 3 ori mai mulți oameni au plecat din Rusia decât au fost mobilizați. Interesant. În locurile în care ucrainienii vin și eliberează teritorii, am văzut astăzi momente foarte frumoase.
ca semn că ceea ce fac ei acolo este cu adevărat o eliberare, nu e o invazie, nu e o ocupație. Au venit localnicii să cânte imnul. Au venit, cum vedeți, cu steaguri. Na, cântă chiar ei, adică nu e, n-au pus muzică la boxa putut. Frumoase imagini, le găsiți pe Twitter dacă vreți să vă duceți mai departe. Sunt multe, multe de tot, am luat doar câteva. Hai să ne ducem înapoi la soldații ruși. Avem un soldat rus care a fost, este de record, cred, de Guinness Book. A fost încorporat în 21 septembrie în Rusia, a fost trimis în Ucraina pe 25, imediat a contactat agenția ucrainiană Vreau să trăiesc, așa, chiar așa se numește, Vreau să trăiesc. E o agenție care se ocupă cu predarea rușilor. Deci îi contactezi pe ăștia pe WhatsApp sau pe internet cumva și te organizezi cu ei ca să te predai fără să te omoare. Ceea ce el a reușit cu mare succes, astfel încât astăzi, 4 octombrie, la nici 2 săptămâni a luptat pentru țara lui și deja este prizonier de război în Rusia. Ucrainienii au anunțat că nu vor trimite prizonierii de război ai lor în Rusia înapoi dacă aceștia nu-și doresc asta. Pentru că e normal, sunt unii care vor să se predea să scape de ai lor, ăia din spate. Sunt, nu numai ei, ce vedeți aici, sunt alți prizonieri de război ruși, ținuți în Ucraina, par să fie, vedeți, într-o șură ceva unde omul, gospodarul din sat își ține lemnele și își povestesc și necazurile, sunt deja oameni mobilizați. Deci ăștia sunt din generația de acum, din septembrie, deci mobilizații din septembrie. Au început să se predea că probabil nu știu să facă mare lucru. Cea mai simpatică știre de astăzi a venit din Rusia. Ministerul Apărării a descoperit că lipsesc 1,5 milioane de uniforme de iarnă, înțeleg, pentru armata rusă. Deci 1,5 milioane de uniforme care erau pe hârtie în depozite nu sunt și în realitate. Și evident, netul, Twitter în special, a început să fabrice meme pe chestia asta și cea mai simpatică memă este: uite unde sunt uniformele voastre, aici, frate. Cum arată uniformele norvegiene și cum arată uniformele de iarnă ale rușilor. Apropo de faptul că norvegienii sunt foarte bine echipați, iar rușii, oligarhii ruși, au furat de pe unde au putut, în special de la stat, iar uniformele armatei ruse au ajuns, Doamne ajută, foarte bine că s-a întâmplat așa, în Monaco, în Biarritz, în Saint-Tropez, sub formă de iahturi. Foarte frumos, suntem foarte mulțumiți. O altă poveste e de asta iarnă, dar e reluată pe Twitter pentru că e un mesaj foarte frumos al unui bătrân rus la o demonstrație, cred că de asta iarnă, nu știu dacă înainte sau după război, în care trupele OMON, alea, trupele antitero ale Rusiei, se luau de puși pe stradă și îi săltau. Și ce zice acest bătrân colonel care este tradus? Будущее России, ребята. Voi ați trebui să fiți, mă scuzați. А из вас кого сделали, блядь? Voi ați trebui să fiți viitorul Rusiei, zice omul. Și uite-vă la voi. Uite-te la voi. Sunteți de râsul lumii. Toată lumea râde de voi. Poporul rus a devenit un popor de vite. Sunt colonel. Hai, luați-mă și pe mine. Luați-mă și pe mine. V-au prostit pe toți. Dar nu renunțați, băieți. Ce vedeți aici? E ocupație. Moscova e ocupată. Tatăl meu a fost ucis în 1941. Aveam 3 ani. Până și naziștii nu erau atât de opresivi. Am trăit sub ocupația nemților. Acum uită-te la ei, își bat joc de un băiat. Ce v-a făcut ăla, mă? Sunteți speriați doar de un băiat, de un tip? Și așa mai departe. Foarte frumoasă poveste. Rusia, Moscova este sub ocupația oligarhilor din jurul lui Putin. Cam ăsta e mesajul omului și mi se pare absolut adevărat. Dar puțin mai departe, în insula Sahalin, care întâmplător e o insulă care istoric aparține Japoniei, dar evident Rusia nu se grăbește să o dea înapoi, întrucât, ce să vezi, a pus mâna pe ea. Crimea, în schimb, trebuie să o ia înapoi, pentru că, nu, istoric aparține Rusiei. Cam asta e logica la Moscova. Dar am găsit povestea asta. În insula Sahalin, familiile mobilizaților primesc un cadou de consolare, și anume 5 kg de pește congelat de căciulă. 5 kg.
Nu e clar dacă e pe lună, pe an, pe decesul rudei, am găsit mai multe variante pe net, dar asta primesc. În alte zone din Asia Centrală, de exemplu, familiile mobilizaților au primit câte o oaie, ceea ce arată nu numai omenia statului rus, dar și inteligența lui superioară, pentru că nu e așa, întotdeauna un om va fi egal cu o oaie în orice parte din lumea asta. Toată lumea știe. Poți să înlocuiești foarte ușor o oaie. Dar să mergem mai departe să vă arăt câteva lucruri interesante apropo de ce s-a mai decis prin Rusia. Păi Consiliul de Securitate al Ucrainei, nu Rusia, a decis să nu negocieze cu domnul Putin. Zelenski a prezidat o ședință a Consiliului Național de Securitate al Ucrainei și a decis că nu va ține negocieri cu Putin. La rândul lor, rușii spun că ei vor negocieri cu Ucraina, dar nu cu Zelenski acum. Toată povestea negocierilor vine de ieri, de la domnul Elon Musk. Apropo, Elon Musk astăzi a anunțat că are de gând din nou să vândă, să cumpere Twitter, dacă Twitter mai e de vânzare, și de asemenea a intrat într-o dispută cu Zelenski după planul de pace pe care ieri l-a propus. Și o să vă aduc aminte care era planul de pace al lui Elon Musk, pentru că între timp unii speculează astăzi că planul ăsta de pace ar putea să fie chiar o propunere rusească trimisă lui Elon Musk pe o filieră mai întortocheată. Săptămâna viitoare SpaceX trimite în spațiu o cosmonaută rusoaică spre Stația Spațială Internațională. Nu știu dacă este conspirație, dar sunt tot felul de scenarii aiurea. În orice caz, Elon Musk vrea următoarele lucruri, a propus ieri următoarele lucruri. Ca zonele ocupate acum de Rusia să țină alegeri libere sub tutela ONU, dar cu trupele rusești acolo, ca Ucraina clar să rămână, Crimea clar să rămână la Rusia sub nicio formă altfel. Dacă populația din zonele în afara Ucrainei decide că rușii trebuie să plece, să plece și să rămână partea Ucrainei acele zone, cred, iar Ucraina să rămână neutră, deci să promită că nu intră în NATO. Asta e propunerea lui Musk. Zelenski i-a spus mulțumim, dar nu. Ucrainienii și-au adus aminte de Musk că el totuși a făcut niște gesturi frumoase față de Ucraina, donând echipamente Starlink în sumă destul de mare. Astăzi însă s-a aflat un lucru interesant, și anume că administrația Biden a plătit pentru echipamentele cu care domnul Musk s-a lăudat după aceea că le-a dat donat el Ucrainei. Dar de fapt erau plătite de statul american. Asta ca să tragem o linie aici. Lukashenko. Mi-a plăcut foarte tare de Lukashenko astăzi pentru că mi-a adus aminte de tinerețea noastră. Zice omul, Rusia a anunțat mobilizare. Pentru noi nu e nevoie să anunțăm așa ceva. Nu e niciun război, din fericire, pe teritoriul Belarus. Și am spus asta de mai multe ori și o să vă spun din nou. De curând, un nenorocit a spus că Lukashenko se pregătește de război. Под титрами Лукашенко готовится к войне. Абсолютно точно. Я are dreptate. Сколько я Tot timpul mă pregătesc de război, de când sunt președinte. Rusia anunța mobilizare, deci Belarus va anunța mobilizare mâine. Lasă-mă să vă spun din nou. Nu e nevoie pentru noi să facem asta. Nu e niciun război pe teritoriul Belarus. Dar ce a mai zis Lukashenko astăzi interesant? A zis că se gândește că ar trebui ca studenții, mă rog, elevii, să se ducă să-i ajute pe agricultori la muncile câmpului. Cum se duceau studenții și elevii în România pe vremuri? Noi în București, de exemplu, de la liceu Mihai Viteazu din București, un liceu bun, zic eu, mergeam să sortăm cartofi câte o săptămână în cursul toamnei în zona drumuri între vii, în zona Obor. Și sortam cartofi, adică îi aruncam pe aia care mucegăiseră în acolo unde îi țineau ei niște condiții absolut dubioase și îi puneam pe aia buni, cât de cât bune așa, îi puneam pe o bandă ca să meargă la populație, pentru că populația cumpăra atunci cartofi în septembrie, octombrie, cam în zona asta. Asta făceam în vremea lui Ceaușescu, despre care unii mai în vârstă zic, băi, ce bine era pe vremea lui Ceaușescu. Nu era bine pe vremea lui Ceaușescu, pentru că elevii sortau cartofi. De ce sortau elevii cartofi de la un liceu din București? Naiba știe. Primăvara mergeam să culegem plante medicinale. Păducel, în pădurile din jurul Bucureștiului. Cum să regreți asemenea tâmpenie? Dar Lukashenko vrea să-i trimită pe ai lui acolo. E târziu.
E târziu să vă spun că dacă vi se pare interesant rezumatul meu, puteți să-l plătiți cu un share chiar acum? Nu e târziu. Vă mulțumesc pentru asta dacă o faceți. Și mai am două lucruri să vă arăt. Două, trei lucruri să vă arăt. Mi s-au părut interesante. În primul rând, o chestie pe care putem să ne o punem și noi pe mașină. Fii atent ce au găsit ucrainieni, ce idee le-a venit. Deci au făcut un sistem pentru condus pe timp de noapte cu infraroșu, folosind un monitor montat în mașină, îl vedeți aici, și deasupra pe mașină o cameră de supraveghere din aia de păzit curtea, de păzit grădina, de păzit fabrica. O cameră luată de la, nu știu, de la Kaufland, de la un magazin din ăsta, de la Hornbach, să zicem. Deci cam asta e sistemul cu care ei, mașina asta este o mașină a forțelor armate, deci e folosită în misiuni militare. Și unul dintre, nu secretele, dar unul dintre motivele pentru care, explicațiile pentru care ucrainienii sunt atât de buni în ofensivele astea, pentru că ei sunt în stare să conducă cu 50-60 de kilometri pe oră pe teren accidentat cu aceste mașini de teren, în vreme ce rușii nu văd absolut nimic. Ucrainienii conduc cu farurile stinse, firește, în zonele astea. Ăsta este una dintre șmecheriile, vedeți, foarte simple, pe care n-a trebuit să le livreze cineva. Și le-au făcut ei. Asta înseamnă să ai minte. Și ăsta e unul dintre motivele pentru care rușii în acest moment sunt într-o mare dificultate. Pur și simplu, ucrainienii n-au numai suflet și poftă să-și elibereze țara, dar au și creier. Ceea ce e mare lucru în ziua de azi. Pe de altă parte, mai există și așa ceva. Și m-am întrebat de când am văzut poza asta, dacă la noi ar putea să facă cineva asta. E povestea lui Vasil Ștefco, care a mințit la comisia de recrutare că are un picior lipsă, că are un picior prostetic, da, cu proteză. Pentru că în război l-ar fi luat cu unul singur, da, cu două nu. Și el a mințit acolo că are doar unul, așa, și l-a luat la război și a mers la război. Deci omul ăsta ar putea să stea liniștit acasă fără să-l întrebe nimeni nimic pentru că avea picioare lipsă, s-a dus la război pentru țara lui. Ce vrea lucru mai înălțător, dacă vrei, chit că vorbim despre un război în care mie nu-mi place să vă spun drept, nu-mi place ideea de a ucide. Dar omul ne spune ceva, ne dă un mesaj ceva despre iubirea de țară. Și acum la final să ne despărțim mai vesel un pic? Păi da, pentru că mă pregătesc să mă duc și eu pe bicicletă staționară din aia care se țin în casă și vă recomand și vouă, dacă mai aveți timp la ora asta, să mai faceți sport. Uite cum fac acești cetățeni. Mi-a plăcut clipul ăsta. Se poate face și fără bicicletă staționară și dacă ai cățel poate să facă și el. Poate să se ocupe și el. Da? Nice. M-am gândit să ne despărțim cu o acadea, cu această imagine simpatică din, nu e din Ucraina, nu e sub nicio formă din Ucraina. Dragilor, aici se încheie istoriștirile din seara asta, eu mă retrag. Sper că v-a plăcut, sper că puteți să plătiți cu un share acum la final, dacă n-ați apucat și evident sper că ne vedem și mâine seara tot aici la istoriștiri. Seara bună și să vă zim numai de bine, nu numai din Ucraina.